Ana Maria Prodan reacționează violent după anunțul lui Ioan Becali că Regecamp vrea să fie impresariat de el. Îi strâng pe toți și îi pun în genunchi. Să vedem dacă mai mărăie vreunul. Ana Maria Prodan a reacționat dur după ce Giovanni Becali a declarat că Laurențiu Reghecamp vrea să semneze un contract de impresariat cu firma lui. Impresara, care este în proces de divorț cu antrenorul lui CSU Craiova a reacționat violent când a fost întrebată despre cele spuse de Ioan Becali. Aceasta a avut o serie de declarații jignitoare la adresa lui Giovan Becali, cu care a avut conflicte în ultima perioadă. Ana Maria Prodan, reacție jignitoare la adresa lui Giovan Becali, bătrânul ăsta care latră ca un câine la lună se tot bagă în seamă. Nu este adevărat. Sunt mai oi care se trezesc vorbind are demnitate regecamf, nici chiar așa eu tocmai am vorbit cu soțul meu și zâmbea, Ana, nu e adevărat nimic. Se bagă în seamă. Ăștia sunt genul ăla de mafioți din las fierbinți. Prind și ei niște momente că sunt uitați de lume, de soartă și de viață și se bagă în seamă pe spatele altora care sunt mult prea șmecheri, prodan și regecamf mult prea șmecheri față de ăștia care văd mult prea multe filme la televizor. Au prins puțin curaj că au văzut că regecam a greșit. Dar când s-o ridica numai dacă se uită la ei și îngheață toți. Se bucură că au prins un vid de putere, dar când s-o ridica Prodan și regecam îngheață sângele în ei. În loc să stea liniștit, bătrânul ăsta care latră ca un câine la lună se tot bagă în seamă să-și vadă de bătrânețea lui și de păcatele pe care le are. Dacă ai țipat odată la el, a înghețat. A intrat sub pământ. Ăștia sunt mafioții români care se laudă că au învățat limbi străine pe la pușcărie. Să nu mă supere că, dacă întorc odată privirea către ei, fac ca în Matrix, îi dau pe spate. Am prea multe premii de luat acum și prea multe afaceri de făcut în Dubai că mă întorceam și puneam cu botul pe labe mai repede. Să aștepte puțin că vin eu acasă într-o săptămână, să vedem dacă mai mârâie vreunul. Ai văzut ce înseamnă un vid de putere? Le-a luat mințile vidul de putere. Ei cred că dacă sunt singuri în competiție și ies pe locul doi își permit să facă tot felul de colănii. Le transmit că nu mor vulturii când vor fluturi când mă voi întoarce în țară, îi strâng pe toți. Avocați, neavocați, manageri, nemanageri și îi pun în genunchi în fața lui Regekampf și apoi o să vedeți ce se va întâmpla, a spus Ana Maria Prodan.